Bună ziua! Vreau să mă adresez la o doamnă scumpă, o cheamă doamna Viorica. Vreau să-i mulțumesc că îmi poartă de grijă și îmi vrea binele. Și cu toate astea, să mai înțelege puțin și greșit și alții o ia altfel. Vreau să vă spun că Dumnezeu mă știe și mi-e marturie că nu mint. De când m-am căsătorit, vreo 2 ani de zile n-am făcut mâncare, că o făcut bunica mea și mama mea era așa. Mama mea nu. Lucra, era cu altceva, dar bunica mea o făcut mâncare. Dar după 2 ani am avut pe Mirela și atunci am început și eu încet, încet să-i mai fac la Mirela ce credeam eu că e pentru ea o supă, o ceva. Și de atunci până acum eu zilnic la bucătărie. Nu o fac pentru bani, nu o fac forțat, nu o fac să fiu supusă cuiva. Toate astea vine de la mine, fiindcă eu, nu știu dacă mă credeți, poate este și alții ca mine. Eu prima zi mânc sarmaua aia sau prima zi servesc, cum se zice, supa aia, dar a doua zi, dacă o pun în frigider, aia e forțat pentru mine dacă o mai folosesc, să știți. Deci toată familia o servește, o mâncă. Deci soțul meu mânca vreo aproape o săptămână Din sarmale. sarmalele de la Crăciun până la Anul Nou, cu toate că au fost de toate în casă, dar Îi el place. îi place și ce îi place continuă mai departe. Dar eu nu pot, nu știu, fiindcă am cu pancreasul, că sunt diabetică sau... Eu am avut când eram mică, nu mâncam când eram la școală. Deci bunica mea îmi punea pachet la școală, dar eu în timpul când era recreația, așa se spunea, când era pauza, noi ne jucam, nici decât să servesc eu masă. Și nici acasă nu mâncam. Când mă sculam de dimineață, nu mâncam. Și atunci am făcut gastrită la 7 ani. Am făcut gastrită la stomac, cineva sună, și cam greu, greu am scăpat eu de gastrita aia, cu multe, multe regimuri, ani de zile. Eram de 10-12 ani când eu nu mâncam o cireașă, nu mâncam o căpșună primăvara, fiindcă nu aveam voie, numai fiert, numai sub formă de compot. Și eu cam îs așa un pic mai sensibilă la mâncăruri de când mă știu, cum să zice. Și atunci mâncarea proaspătă mie îmi face bine și mâncarea care îi de la frigider, nu. Și atunci eu zilnic, zilnic eram la bucătărie. Deci nu acum că filmăm. Aia vreau să Deci spun. înainte să filmăm, tot așa Da, făceam. tot așa am făcut, să știți. Sincer. Deci atât am avut de spus, să nu o iei altcineva altfel. Da, fiindcă lumea crede că noi, generația tânără, profităm de tine. Deci generația tânără profită de generația mai bătrână. Exact. Nici decât. Nici decât. Și dacă aș filma și dacă n-aș filma, aceeași face. Fiindcă eu asta fac. Dacă mă credeți bine, dacă nu, nu. Eu asta fac. Și dacă fac mai mult, un exemplu, nu știu dacă n-ați observat că eu nu fac mâncare multă, multă, într-o crăticioară. Dar fasole și sarmale, aia fac mult că știu că rămâne pe a doua zi, a treia zi și mănâncă soțul meu. Dar eu, în tot cazul, nu. Nici eu nu prea. Dumnezeu știe că cu sarmaua aia am rămas la Crăciun, în ajunul de Crăciun, și n-am mâncat. Din fripturile alea ce s-au făcut, ciolan, cap, la cuptor, nu știu ce, nimic. A, bine, dar eu am mâncat și tati Da, și dar eu nu. Eu am mâncat un pic de Angie. supă, ciorbă, din aia și atât. Deci eu nu sunt mâncăcioasă, nu știu de ce mă îngraș așa. Dar, în schimb, fructe folosesc zilnic. Așa diabetică cum is, mânc măr, dar bine, mere din alea acre. Stați că vi și arăt. Așa ceva. Mere din astea mai acre folosesc. Sau chiar și fară. Fară care știu eu că așa mai gustul ei, nu știu cum, folosesc.
până și butoi. Le vedeți? Și orice așa, deci fructe de sezon, orice, până și prună și orice mie îmi place. Deci eu cu fructele, eu dacă n-aș avea diabet, pur și simplu eu cred că aș trăi numai cu fructe. Fiindcă astea îmi plac. Și dacă n-aș avea diabet, n-ar fi problemă. Cu fructe și plăcinte. Aha, și plăcinte, și plăcinte, într-adevăr, e adevărat. Acum, să mă ierte Dumnezeu dacă zic eu că asta e un pic de pedeapsă pe mine, că nu mai folosesc de fer, niciun fel de prăjitură. Așa, bine, acum când am făcut gogoșe ăștia cu brânză, m-am lăsat și eu niște resturi acolo, mărginile, și mi le-am prăjit și am mâncat și eu și să știți că am făcut puțin diabet. Serios? Da, da. Da. Fiindcă a fost o masă numai cu aluat. Știi? Da. Și n-am mâncat mult, doar neapără, că dar s-a văzut că cât e o rămas acolo. Dar degeaba. Deci corpul meu, probabil, organismul meu, nu-i mai învățat cu paste multe, cu dulciuri, cu... Și atunci asta e. Acum vă mulțumesc. Am spus eu că nu mai o să mă iau de nimeni și să nu mă luați în părere de rău, doamna Viorica, că am spus și vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și v-ați gândit bine. Și ăsta e adevărat. Și cu câinele e adevărat și cu toate. Dar nu lucrez aici în bucătărie forțat. Asta nu, să știți. Asta sincer spun în fața lui Tatăl Ceresc că nu mint. Și asta acum n-am spus în obligație, dar așa m-a venit mie să spun. Vă doresc pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi și vă doresc un an nou fericit, să vă aducă numai bucurii și împliniri și sănătate, că asta e cea mai bună din toate. Vreau să mai specific, fiindcă eu am fost indirect atacat, să zic așa, atacat. Nu atacat, dar într-un mod așa foarte frumos, dar nu mi-a plăcut. Fiindcă prin mesajul care l-am citit, doamna ar crede că eu profit de părinții mei. Da, de unde? Și pentru mine asta nu îi adevărat deloc. Fiindcă, mami, de când avem canalul ăsta? Din aprilie. Din aprilie. Dar vine aici. Imediat. Eu vreau să fac mâncare acum. Mami, de cât timp lucrez eu afară și întrețin casa și familia? Și el și Angie. De câți ani? Peste 10 ani, nici nu mai țin minte cât e. Dacă dumneavoastră credeți că e ușor, pentru mine mai ales acum, să-mi las pe nevasta mea, pe fetița mea, părinții mei, să las casa, să las țara și să plec să lucru pentru un străin, dacă credeți că e ușor asta, eu vă spun că nu e ușor, pentru mine e foarte, foarte greu și timpul care nu-s cu fetița mea trece foarte greu, dar asta pentru mine e într-adevăr un sacrificiu, dar totuși trebuie să fiu cu picioarele pe pământ și realistic că avem nevoie de bănuți, fiindcă viața e așa cum e și familia trebuie întreținută. Nu mă plâng cu asta, dar vreau numai să știți că nu profită nimeni de maica mea. E o binecuvântare de la Dumnezeu ce ne-a ajutat el ca să facem un bănuț în plus pe lângă salariul meu, fiindcă Domnul știe că numai eu am fost venitul principal în casă și cu un salar nu e așa de ușor pentru... Și pensia are soțul meu care a lucrat 30 de ani, a fost macaragist și are o pensie de... 1000 de lei o să aibă de ianuarie. 1000 de lei. E, atât a fost venit în casă de la familie, în afară de câștigul meu. Deci dacă eu nu aș fi câștigat, ar fi fost pentru noi, nu știu. Angie, fiindcă a lucrat acolo în Austria, cât a fost însărcinată 2 ani. O primit bănuț, da. O primit pensie după Natalia, de acolo, de la ei. Într-adevăr, au avut salariu maternal. Da, o lua 700, nu pot să zic că... Deci a fost bine. Dar acum, fiindcă ea nu mai merge la servici, nu mai lucrează, și Natalia atât e de mămoasă,
că dacă Angie ar vrea aici să fie ceva, să lucre, să lucreze, o vânzătoare sau ceva așa mai puține ore, nu ar putea, fiindcă Natalia e atât de atașată de ea, că dacă eu sunt bucătărie cu Natalia, mă întreabă unde e mami și plânge. Dacă bine, e mami până în cameră. Ar fi posibilitatea curat să lucre, fiindcă Natalia e la grădii, dar de ce să meargă din casă să lucre când Dumnezeu ne-a binecuvântat să lucre acasă? Fiindcă și asta e un lucru pentru ea, să editeze, să filmeze, să încarce videoclipurile și așa mai departe. Și dacă avem posibilitatea asta, de ce să nu facem? Așa că atâta am vrut să spun. Mami nerăbdătoare, ne arată spatele, ea se pregătește. Imediat. Se pregătește acum să gătească, că e deja ora 2:30 mai puțin, 2:25. Și acum să pregătește să facem, adică să facă ea ceva de mâncare pentru noi în casă. Nu vindem mâncarea. Ok, atât am să spun. Vă dorim numai bine anul nou ăsta, care acum numai ce a pășit în cășile noastre, să ne aducă bucurii, sănătate și să ne împlinească dorințele. Asta vă doresc și vouă și mie. O zi bună și binecuvântată. La revedere! La revedere! Pacea Domnului!